Dacă există un brand care nu a făcut vreodată o mașină urâtă, atunci acela este Aston Martin. Iar noi am venit astăzi la iDrivers ca să-l vedem pe cel mai mare și cel mai frumos și cel mai puternic din gama actuală, DBS Superleggera. În era modernă, Aston Martin mereu a avut un model flagship, un model navă amiral. A fost întâi Vanquish, apoi DBS, care era bazat pe DB9, apoi tot pe DB9 a fost următoarea generație Vanquish, iar acum bazat pe DB11 este noul DBS Superleggera. S-a ales acest nume ca să nu se confunde cu vechiul DBS. Dar și din alt motiv. Caroseria Touring Superleggera era un carosier italian care realiza modelele ultra ușoare a celor de la Aston Martin în anii 60-70. Și în cinstea lor, această mașină poartă emblema Superleggera, adică super ușor. Dacă mai țineți minte Lamborghini Gallardo Superleggera, motivul era același. Primul Lamborghini 350 GT a fost fabricat tot de caroseria Touring Superleggera. Hai să începem cu designul. Și pornim de la bot, această grilă Aston Martin mare. Acum, toate modelele sportive sau ultrasportive au această grilă mare. Modelele normale, precum DB11, dar unde găsim un DB11 ca să vă arătăm? Ta-na-na-na. Vedeți, Aston Martin DB11 are grila mică, DBS are grila mare. Difuzorul acesta din fibră de carbon arată, difuzorul e splitter, de fapt nu e difuzor, arată demențial, însă Jeremy Clarkson a spus că atunci când a condus-o, a atins toate speed bump-urile cu acest splitter. Așa că mare grijă dacă vă luați una la speed bump-uri. Hai să vedem. Avem aici admisiile, farurile. Eu sunt scund și mă uit în jos la botul mașinii și la sigla. Atât de joasă este mașina. De fapt, toată mașina măsoară 1,28 m înălțime. Este una dintre cele mai joase mașini pe care le-am văzut în ultima perioadă. Modelele Superleggera au aceste guri de aerisire aici în capotă ca să mai elimine puțin din căldura degajată de către motor. Emblema Superleggera pe capotă. Foarte rar am văzut embleme pe capotă la o mașină. Coborâm și observăm jantele, care sunt de 21 de inci în standard. Și DBS Superleggera vine cu frâne ceramice în standard, pentru că na, este o mașină puternică, dar este și una destul de grea, 1693 de kg la gol. Observăm cum aerul trece prin aripa, prin bara față și mai avem aici niște fante de aerisire care să elimine presiunea creată în pasajul roții. Arată demențial și apoi urcăm și observăm oglinzile care sunt preluate de la DB9, sunt identice, doar că sunt din fibră de carbon. Și observați distanța dintre montantul față și oglindă, tot cu rol aerodinamic a fost gândit acest lucru. Toate modelele Aston Martin moderne au uși de tip swan hinged, adică ele se ridică în sus, foarte, foarte puțin, pentru un acces mai facil. Până și SUV-ul DBX are acest tip de uși. Ele sunt destul de grele și când închizi, trebuie să dai un picuț mai tare, pentru că mașina nu are soft close și observăm că geamurile urcă atunci când încui ușa. Apropo, profilul acestei mașini este demențial. Și încă un lucru. Dacă vrei plafon din fibră de carbon, acesta este opțional. Costă câteva mii de euro în plus, nu asta este important. Cum deosebești un plafon de carbon față de unul standard? Doar cele de carbon au aceste dungi, aceste sculpturi în fibra de carbon. Plafonul normal din metal este drept. Cu toate că este destul de subtil pe o mașină neagră, observăm că avem aici o fantă aerodinamică. Aerul intră
pe aici, merge pe toată lățimea mașinii prin caroserie și iese în spatele eleronului din fibră de carbon. La DB11 avem eleron acționabil electric, însă la DB superlegera avem un eleron fix și aici guri aerodinamice care împing aerul în sus, cuplat cu difuzorul care mai trage și el aer. Avem 180 de kg de forță de apăsare la viteză maximă. DB11 la viteză maximă nu creează forță de apăsare, creează portanță. Nici măcar pe zero nu este. Ei bine, DB superlegera chiar creează forță de apăsare. Și avem aici gurile de evacuare, 4 la număr, și o evacuare din titan creată special pentru DB superlegera. Și dacă observăm, avem stopurile care sunt unite prin această bandă LED. Și sigla Aston Martin este scrisă. De ce este scrisă și nu are emblema cum are la DB11? Pentru că nu au mai avut loc și nu ar fi arătat bine. DB superlegera are și portbagaj, pentru care motorul în față este un Grand Tourer, este creat să transporte măcar o plasă sau cum se numește, o trusă de golf. Înainte de a deschide portbagajul, un lucru interesant. Aici, pe vița din spate, deși nimeni nu o să se uite vreodată la ea, este din Alcantara și este cusută. Adică atenția la detalii este incredibilă. Tu poți deschide portbagajul din cheie, însă dacă vrei să nu-l deschizi din cheie, există un buton pe care trebuie să-l cauți, pentru că este în dreapta, destul de ascuns. Ia uite, aici este. Descui portbagajul și observăm pantele. Mi l-am arătat mai devreme, pe unde intră aerul. Observăm atenția la detalii și faptul că s-au chinuit să facă aceste fante aerodinamice pentru a crea forță de apăsare. Ce mai avem aici? Nu avem un volum foarte mare, însă avem o umbrelă. Această umbrelă este opțională și costă, nu știu, câteva sute de euro pe mașina aceasta. Britanicii ăștia s-au gândit la toate. Dacă la ei plouă, trebuie să-ți ofere și ei o umbrelă. Aici este butonul de deschidere și camera de marș arier. Și ca să o închizi, nu trebuie să dai tare, pentru că avem portbagaj cu soft close. Eh? Și vă mai arătăm un detaliu interesant. Dacă tot am arătat portbagajul, hai să arătăm și capota. Apeși pe un buton, nu tragi de nicio manetă, e greu de găsit butonul. Adică multă lume îl caută pe aici sau în dreapta, pentru că anumite modele Aston Martin, inclusiv DBX-ul, are butonul de deschidere în dreapta, pentru că este o mașină la bază cu volan pe dreapta. Și capota se deschide foarte ușor. Ușoară, pentru că este din fibră de carbon. Se deschide similar cum se deschide la SLR. Noroc că avem unul aici pentru comparație. Înainte de a trece la motor și alte detalii, observăm că mașina nu are aripi. Iar aceste fante aerodinamice se văd absolut demențial atunci când deschizi capota. Se observă, da? Hai să mai arătăm aici protecția termică suflată cu aur, pentru că aurul este un conductor termic foarte bun. Și capacul bușonului de ulei, care este și el auriu, dar nu este din aur. Arată într-un mare fel. Și nu mă refer la motorul în sine, mă refer la aceste elemente, la faptul că este roata expusă. Wow! E ceva fantastic. Și ca să închizi capota, o lași ușor, nu trebuie să o trântești. Iar după ce a atins, ea se închide singură, pentru că avem capotă cu soft close. La banii ăștia, Astonul de top mereu va avea V12. Așa au declarat cei de la Aston, așa va rămâne. Vechiul 5,9 litri aspirat, care era derivat din două motoare V6 de Ford și preparat de Cosworth, a fost înlocuit după o carieră destul de lungă. Însă noul V12, tot design Aston Martin 100% de la zero, ei puteau să ia un V12 de la AMG, cum a făcut cu V8-ul de pe DB11 și Vantage, însă au vrut ei să construiască un motor de la zero pe care să-l folosească tot așa, 10-15 ani, pe diverse modele. Pe DB11 are 608 cai putere, aici are 725 la 6500 de rotații pe minut și un cuplu maxim de, atenție, 900 de Nm, între 1500 și 5000 de rotații pe minut. Însă niciodată nu vei avea între a întâia și între a doua 900 de Nm, pentru că altfel ai rupe cutia în două. Bun, V8-ul acesta, V12-ul acesta, la 60 de grade,
nu au păstrat, nu au montat injecție directă, au păstrat tot injecție multipunct. Fie vorba între noi, asta înseamnă că poți să-i pui GPL fără probleme, dar asta e altă chestie. Are două turbine twin scroll, are wastegate-uri acționabile electric și are sistem de dezactivare al cilindrilor pentru economie de combustibil. Asta în cazul în care te interesează acest lucru. Este montat cât mai jos și cât mai în spate cu putință și este efectiv un monstru. Ba chiar are o funcție quiet start, pentru că mașina asta la cold start, dacă tu o pornești pe Sport Plus, face om, o să arătăm noi mai târziu. Însă, dacă nu vrei să trezești vecinii de dimineață, atunci are funcția de quiet start și pornește un pic mai încet. Am vorbit de motor, hai să trecem la cutie. Unde ar fi cutia? Pentru că dacă motorul este amplasat aici, este front mid-engine amplasat. Observăm că motorul se termină cam pe unde încep roțile. Unde este cutia? Este în spate, pentru că mașina este transaxle. Ce înseamnă acest lucru? Motor în față, cutie în spate și tracțiune spate. La fel ca DB11, mașina are cutia ZF8HP, dar este unul din puținele modele, sunt doar 3 pe această lume, care au această cutie ZF8HP montată în spate. DB11, DB Superlegera și vechiul Aston Martin Vanquish. Această cutie, după cum am spus, nu suportă 900 Nm în primele două trepte, însă după aceea ai tot cuplu. Ei bine, raportul final a fost scurtat, ceea ce înseamnă că are treptele un pic mai scurte decât DB11 și îi permite o accelerație mai puternică. 3,4 secunde până la 100 de km pe oră și o viteză maximă de 340 de km pe oră. Apropo de cutie, un avantaj al unei cutii transaxle este că ai mai mult loc în cabină pentru pasageri, ceea ce înseamnă că ești mai confortabil. Și apropo, toată gama Aston Martin are motoare făcute în Germania, pentru că V8-urile AMG sunt fabricate la Falterbach în Germania și după aceea sunt puse pe mașină în Anglia, iar la DB Superlegera, deși scrie hand built in England, scrie aici final inspection și cine a făcut-o, pentru că motorul este construit la Köln în Germania, la fabrica Ford, acolo unde se fac și ecoboosturile de 1 litru sau de 1,5 litri. Aston Martin a gândit motorul pentru a fi construit cu utilajele Ford, pentru că ei nu au fabrică de motoare a lor. Nici măcar V12 de pe viitorul Valkyrie nu va fi făcut la Aston Martin, va fi făcut la Cosworth. Aston Martin DB Superlegera vine cu suspensie adaptivă cu amortizoare electronice controlat din standard. Nimic deosebit aici, dar v-am spus, vine cu frâne ceramice, 410 mm pe față, 360 mm pe spate și vine cu un diferențial cu alunecare limitată mecanic setat ceva mai agresiv decât la DB11, pentru că evident, fiind un model de vârf, s-a dorit ca mașina să ajungă și pe circuit și la James Bond. Cu toate că avem un V12, este destul de compact. Are cilindria exact 5204, exact cât are Lamborghini pe V10-le său. Este supraalimentat, îi dăm un cold start, dă-i! Este mare și grea, dar cheia secundară nu mai are elementele metalice, este doar de plastic, în cazul în care vrei să dai mașina cuiva. Bun, cheia poate fi stocată aici, în acest mic slot. Evident, dacă ai două, nu va sta aici, dar na, e bine de știut. Apoi, vreau să continui cu modul de deschidere al ușii, pentru că nu se deschide așa. Teoretic ar trebui să faci așa, dar este cam complicat, așa că ușa se deschide cu mâna dreaptă. Cum faci asta? Duci mâna dreaptă aici. Teoretic este o măsură de siguranță, așa au zis cei de la Aston Martin, pentru că te obligă, atunci când deschizi, să te uiți în oglindă și când o deschizi, să te uiți în spate, să nu vină cineva să te lovească. Interiorul este preluat aproape în integralitate de la DB11, însă scaunele sunt ceva mai sportive, volanul, mă rog, și la DB11 este
squircle, forma aceasta aproape pătrată, aproape circulară, însă aici avem și piele și alcantara. La DB11 avem doar piele. În rest, piele peste tot și aici avem fibră de carbon forjată. Este o opțiune foarte, foarte scumpă. O avem și pe uși, o avem și în cabină, o avem peste tot. Iar scaunele sunt un mix de alcantara și piele cu niște cusături absolut fabuloase. Și dacă vede camera, pe plafon ai același model de săgeată. Așa, cu alcantara și piele. Deci atenția la detalii este superbă, superbă. Hai să arătăm și parasolarul, dacă tot suntem aici. Este un parasolar atât de subțire și pare atât de scump, îți este milă să îl aprinzi, dar nu avem luminiță. Drăguț. Poziția la volan este joasă. Volanul poate fi reglat, evident. Stă bine în mână, este subțire. Uite, Aston Martin face volane subțiri. BMW de ce nu poate? Și padelele sunt metalice și au un click atât de satisfăcător. Imaginează să mergi tare pe autostradă sau pe un drum virajat cu asta și să dai așa de padela metalică. Interesant. Apropo, aici este maneta de semnalizare și maneta de semnalizare și maneta de cruise control preluate de la Mercedes-Benz. Și mai multe detalii sunt preluate de la Daimler, cum ar fi rotița pentru sistemul de infotainment, trackpad-ul și aceste butoane pe care le-am mai văzut și în alte părți. Nu este luat 100% de la Mercedes aici, este o adaptare. Dar ecranul de sistemul de infotainment este și el preluat de la Mercedes-Benz, este fosta generație de sisteme de infotainment. Însă, dacă poate Dan acum să arate, în momentul în care aprinzi sistemul de infotainment, ai sistemul de sonorizare Bang & Olufsen cu tweeterele care se ridică. Apropo, sistemul de infotainment, vă dați seama că se aude bine. Și acum, când vrei să-l închizi, ele coboară la loc. Scaunele ți le reglezi de la aceste butoane. Ele sunt, evident, electrice și au o greutate, adică trebuie să apeși tare. Sunt metalice, sunt reci și se simt super de calitate. Apropo, hai să vedem un pic cotiera. În primul rând, avem suporturile de pahare, da? Apăsăm aici frumos și ai suporturi de pahare. Dacă vrei să le închizi, le apeși frumos. Și dacă vrei să închizi cotiera, cum faci? Pur și simplu, apeși pe acest buton odată, ai cotiera electrică, mai apeși odată, se închide de tot. Și dacă vrei să o deschizi, pac, pac. Butonul de start se află aici, în mijlocul consolei centrale. Și în momentul în care tu ai apăsat pe frână, se aprinde luminița roșie ca să îți arate unde este butonul. Apoi, dacă vrei să treci pe drive, ai butonul de D, N, R și P. De ce este D-ul atât de depărtat? Pentru că mașina la bază este cu volan pe dreapta și D-ul este aproape de volan. La modelele cu volan pe stânga au rămas butoanele acestea în mediul lor, în locul lor. Dacă ajungem pe volan, observăm că avem două butoane. Pe acesta scrie S și treci prin modurile de rulare, adică GT, Sport și Sport Plus. Iar aici, dacă tu vrei să mergi pe Sport Plus, poți să selectezi suspensia să fie confortabilă, adică să ai motorul și cutia să fie responsive și suspensia să fie moale ca să nu te zgâlție. Cei de la iDrivers ne-au spus că mașina pe modul GT cu suspensia pe confort este chiar suportabilă și pe drumurile din România. Aș vrea și o să văd, să încerc, dacă s-ar putea. În interior avem 4 guri de ventilație, 2 aici și 2 identice în stânga și în dreapta, care au fost mutate la unghi. La prima vedere nu te dai seama că sunt aceleași, deoarece conturul lor este diferit, dar ele sunt aceleași guri de ventilație din plastic. Și un lucru am uitat să spun despre scaunele din piele și de pe pielea de pe bord. Este piele de văcuță scoțiană. De ce văcuță scoțiană și nu alt tip de văcuță? Simplu, pentru că au blana mai groasă. Blana mai groasă înseamnă că nu se zgârie de garduri și sunt ferite și pielea este ferită de mușcături de țânțari sau alte insecte, ceea ce înseamnă că nu face cute și este o piele cât se poate de fină. Și acum încheiem cu locurile din spate. Nu vom intra în spate, însă avem două locuri destul de micuțe, deoarece este un GT, nu avem tetiere, iar în mijloc avem o boxă Bang & Olufsen. Dacă poate Dan să arate. Observăm că nu au avut loc să monteze
centurile de siguranță în lateral, așa că le-au montat în mijloc. Iar atunci când tu vrei să deschizi scaunul ca să intri în spate, se aude acel motoraș electric care îți trage, pentru că nu trebuie să împingi tu scaunul la un Aston Martin DBS super lejera. Apropo, e cam zgomotos motorașul ăsta la 300 și ceva de mii de euro. Iar dacă vreodată va sta cineva în spate, va trebui să se descurce cu o singură luminiță de citit cu LED. Adică dacă ai doi pasageri, trebuie să împartă luminița aia destul de slăbuță. Da, de, au pus-o acolo în cazul în care vreodată ar avea cineva nevoie. Sper că v-a plăcut prezentarea lui Aston Martin DBS super lejera. Nu putem să o conducem pentru că mașina va pleca. Pentru o oră pleacă de aici, deci noroc că am prins-o. O mașină deosebită și mașina care va fi modelul pe care James Bond îl va conduce în noul film No Time to Die. 725 de cai putere, V12 și, după părerea mea, cea mai frumoasă sau cel mai frumos GT aflat acum în producție. Mulțumim iDrivers că ne lasă să filmăm fie mașini pe drum, fie în showroom. E mereu o plăcere să venim aici. Și mai avem o surpriză pentru voi, dar dacă vreți să auziți surpriza, întâi trebuie să dați like, subscribe și share, pentru că ne ajută foarte, foarte mult. Ne ajută să creștem, ne ajută să creăm o comunitate mai mare și ne ajută să avem acces la mașini din ce în ce mai frumoase. Și acum, surpriza, o mașină pe care nu o să o mai vedeți niciodată în România, pentru că nu e niciuna înmatriculată la noi, este tot un Aston Martin, ba chiar cel mai mic Aston Martin, Baby Aston, cum vreți să-i spuneți, Aston Martin Signet.